Coboară mai mult, coboară! Iulia Ionescu și Tudor Debu au 16 ani și s-au calificat în premieră la competiția de patinaj viteză de la Jocurile Olimpice pentru tineret. De mai bine de 6 ani se pregătesc pe gheață. Pentru mine antrenamentele în mare parte sunt destul de grele, mai ales că trebuie să ne îmbunătățim și viteza, dar și rezistența, pentru a da tot ce putem la concurs. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun, să facem multă tehnică, rezistență și sperăm să fie bine la Olimpiadă. Antrenorul lor este Marius Paraschivoiu, multiplu campion național la patinaj viteză și deținător al recordului național la patinaj viteză încă din 2014. Și-a deschis propriul club sportiv în 2017 și a chemat pe copiii din parc să învețe performanță. Noi creștem foarte mult în perioada de vară. Ne antrenăm 8 luni pe an pe pista de patinaj viteză din parcul Tractorul, care se află vis-a-vis de patinoar. Noi pot să zic că datorită antrenamentelor desfășurate pe role reușim să creștem atât de mult din punct de vedere performanță. Noi ce facem acum este doar o menținere, da? O menținere, nici măcar specific nu e patinajul ăsta față de ce trebuie să facem noi cu adevărat. Marea majoritate a antrenamentelor se desfășoară pe uscat și pe role. Pe gheață, cu rușine pot să spun, ne antrenăm doar 3 ore pe săptămână. În România nu există un patinoar special pentru patinaj viteză, iar Federația Română de Patinaj se află în proces de dizolvare, astfel că sportivii se antrenează cum pot, iar costurile sunt semnificative. O pereche de patine poate să ajungă la 1000 de euro. Un costum specific de patinaj, iarăși, costă foarte mulți bani. Și mai mult decât atât, noi trebuie, deci părinții închiriază patinarul să ne putem desfășura antrenamentele. Mai exact 300 de lei pentru 50 de minute de antrenament, adică 900 de lei pe săptămână, pentru că pregătirea se face de 3 ori. Nu a existat sprijin din partea nici a municipalității, nici a Consiliului Județean. Practic, toată susținerea a fost din partea părinților. Cei doi tineri din Brașov, alături de alți doi patinatori din Ploiești și Sibiu, vor intra în competițiile Jocurilor Olimpice pentru tineret în ianuarie 2024 la Kangwon, în Coreea de Sud.